Biblie o să luăm pe cel care a fost, a fost direct implicat și este direct implicat în realizarea acestui proiect. Acolo, donatorul proiectului, Octavian Moschi, și care este și secretarul științific al Institutului. Dânsul ne va spune câteva lucruri, va trebui ce s-a spus aici și mai ales va trebui să ne spună perspectivele viitoare. Un numele care vă urmă. Este într-adevăr o zi de mare bucurie, după 5 sau chiar 6 ani de muncă, membrii Consiliului Științific al Institutului nostru și conferința sală, domnii academicieni, își aduc aminte că în 2006, când am pornit acest proiect, care nu include numai represiunea, este un proiect mult mai mare, sub acest titlu generic, Enciclopedia Regimului Comunist în România, se mai află două subproiecte. Este vorba despre o cercetare privind rezistența, diversele forme de rezistență împotriva regimului totalitar și care, dacă nu anul viitor, peste 2 ani, va fi și ea tipărită. Și, de asemenea, un alt subproiect consacrat instituțiilor. Atunci când am lansat în 2006 acest proiect, el a fost, de fapt, pe 3 nivele: rezistență, represiune și instituții. S-ar putea pune întrebarea de ce am pornit cu aceste 3 elemente, de ce m-am pornit cu, de exemplu, învățământul, cultura, economia, viața cotidiană, legislația sau alte aspecte. Răspunsul vine din experiența noastră a cercetătorilor din institut și am încercat să explic în prefața enciclopediei. Încă de la înființarea institutului în 1993, cercetările noastre s-au centrat pe aceste două aspecte, represiune și rezistență, și bineînțeles că ne-a fost sau ne-ar fi fost mult mai ușor să închegăm o cercetare și în cel din urmă o enciclopedie după ce chiar noi înșine publicasem mai multe volume pe această temă. Ceea ce nu înseamnă că munca era deja făcută la nivelul anului 2006. Din acest proiect foarte mare, deocamdată a apărut acest volum. Anul viitor urmează să apară un volum despre instituții. Este vorba despre o radiografie a tuturor instituțiilor în regimul comunist. Volumul este coordonat de colegul Bogdan Cătănuș, iar probabil în 2013 va vedea lumina tiparului și primul volum din formele de rezistență pe care îl coordonează domnul profesor Radu Juceanu, directorul institutului nostru. În final, tot acest mare proiect, în prima fază, va avea în jur de 80 volume și sigur că vom deschide și alte subcapitole. Vrem să ne ocupăm și de economie și de dimensiunea legislativă și de alte aspecte, dar sigur acestea trebuie și ele eșalonate. Colectivul nostru nu este foarte mare, iar nu se pot, evident, rezolva, ataca mai multe obiective simultan. Am să spun câteva cuvinte legate de principalele dificultăți pe care le-am întâmpinat. Nu sunt de natură tehnică, sunt mai mult de natură metodologică. Despre cele tehnice nu am să vorbesc aici. Cred că cea mai spinoasă chestiune cu care cred că s-au confruntat și alți coordonatori de dicționare, enciclopedii, instrumente de referință, este actualizarea informației. Așa cum am spus, această enciclopedie, redactarea la această enciclopedie a început în 2006, ea apare în 2011 și, desigur, în acest interval de timp au continuat să apară în România volume de documente,
studii, contribuții pe tema represiunii. Și, sigur, autorii, colaboratorii, care au fost numele peste 50, au fost tot timpul nevoiți să revină asupra propriilor texte și să caute să le actualizeze, în așa fel încât acum, dumneavoastră, să aveți sub ochi cât de cât o bibliografie și o perspectivă actualizată asupra fenomenului. A doua chestiune ține, dacă vreți, de disciplina unui asemenea instrument de lucru. Este vorba despre acel raport destul de dificil între ceea ce înseamnă formatul pe care îl stabilește editorul. E vorba de formatul articolelor, este o anumită structură care, sigur, trebuie impusă, pentru că altfel ar arăta ca un fel de amestec de perspective individuale și oarecum haotice. Deci, raportul de acest format și, sigur, libertatea și contribuția, originalitatea fiecărui din autor. Mai ales în cazul locurilor de detenție, în cazul penitenciarilor, am căutat la fiecare dintre ele să începem cu o expunere istorică, cu o așezare cât de cât pe o linie cronologică și să încheiem cu prezentarea structurilor de comandă în respectivul loc de detenție. În interiorul prezentării am căutat să includem cât mai multe și cât mai semnificative mărturii ale celor care au trecut în respectivul loc de detenție. A treia, să spunem, relație greu de echilibrat în totalitatea enciclopediei, dar și în cazul fiecărei abordări, a fiecărui articol, a fost această relație între document și istorie orală, între documentul de arhivă și felul în care fiecare își amintește ce a însemnat experiența represiunii. A trebuit să păstrăm un echilibru și să căutăm calea de mijloc, să nu cădem nici într-o evocare, pur și simplu, dar nici într-un absolut, într-o absolutizare a documentului de arhivă. Cred că am reușit să dăm această perspectivă echilibrată, care permite cititorului să facă o impresie cât de cât echilibrată asupra fenomenului. Și al patrulea element, care sigur sare în ochi, dar care ne-a creat mari bătăi de cap, este găsirea celei mai potrivite ilustrații. Domnul vicepreședinte aici a remarcat acest lucru. Într-adevăr, sunt foarte multe ilustrații inedite, dar nu vreau să vă spun câte săptămâni, câte luni de zile ne-au costat aceste căutări prin arhive, fonduri personale și, sigur, o întreagă corespondență cu acești deținători de fonduri personale, nu totdeauna este foarte ușor să obții o fotografie inedită. Legat de acest lucru și cu această mențiune în fi, vreau să spun că această enciclopedie nu ar fi fost n-ar fi fost posibil să o realizăm fără sprijinul constant al Consiliului Științific și, desigur, al Conducerii Academiei, Consiliul Științific al Institutului nostru, care la fiecare bilanț anual și-a renoit sprijinul pentru acest proiect. Nu ar fi fost posibil apariția acestui volum fără înțelegerea deplină a numeroșilor noștri colaboratori, care nu sunt numai din București, sunt din toată țara și cu care a trebuit să avem o corespondență permanentă, insistentă, uneori chiar scriitoare, pentru a ajunge la această formă definitivă care sperăm să funcționească pe toată lumea. Și închei cu această echipă de redactori din institut, trebuie să precizez, domnul academician spunea, am scos peste 150 de volume, într-adevăr, dar aceste 150 de volume sunt scoase nu numai că ele au pe pagina de titlu INSP, dar sunt scoase de angajații acestui institut. Și când spun scoase, mă refer la toate operațiunile care merg până la o
excepția tipării, că o tipografie nu are institutul, dar tot ce ține de punerea în pagină, machetă, corectură și, bineînțeles, toate operațiunile redacționale se fac în interiorul institutului, cu un număr nu foarte mare de angajați. Vreau să mulțumesc întregii echipe redacționale, care a arătat un extraordinar dezvoltament de-a lungul întregii redactări. Numele lor se află în enciclopedie și, desigur că fără sprijinul lor, această lucrare nu ar fi fost posibilă. Vă mulțumesc! Care ne prinde, în primul rând, de credinția